Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Business Philosophy. În seara aceasta avem o invitată specială, fosta jurnalistă Beatrice Filip, singura româncă pilot din cadrul companiei aeriene a Turciei, Turkish Airlines. Bine ai venit alături de noi, Beatrice! Bună seara, Romeo! De asemenea, terapeuta Ileana Vlăduț ne va prezenta rubrica Alegeri Potrivite. Bună, Ileana! Bună seara și ție și invitatei noastre. Văd că ne-am îmbrăcat cu toții mai spre albastru, așa că tema zborului e în vogă astăzi. Bună seara! Betty, tu de fapt ai făcut transferul de la Click, unde ai lucrat chiar în birou de alături. Ai lucrat 10 ani în presa sportivă. Unde ai fost? La Radio România Actualități, Antena, Gazeta, GSPTV? Unde ai lucrat? Da, am început când aveam 17 ani. Am început la Radio România Tineret. Pe vremea respectivă, în 2006, l-am avut manager și am lucrat personal cu Florian Pitiș. A fost un om extraordinar de la care am învățat foarte multe lucruri. Apoi m-am mutat la Radio România Actualități și am fost reporter de teren pe social, mergeam la tot felul de evenimente. M-am mutat, apoi am lucrat cu tine la Mediafax și m-a învățat presa sportivă. Iar mai apoi mi-am dorit foarte mult să văd cum este să lucrezi în televiziune și am lucrat aproape 7 ani la Antena 1, pe sport, mergeam la meciuri, făceam interviuri. O meserie, presa sportivă, unde sunt cu greu acceptate reprezentantele sexului frumos. Dar tu ai văzut că nu mai merge presa, că e în aer și ai zis, hai să urc la o altitudine mai mare și ai trecut, te-ai făcut pilot. Cum a fost trecerea de la o meserie a bărbaților la altă meserie a bărbaților? A fost o trecere interesantă. Exact cum ai învățat și tu când eram la Mediafax, tot timpul mergeam pe teren să mă documentez. Așa este și în aviație. Tot timpul trebuie să fim la curent cu tot ce apare nou în manualele de aviație. Am început să zbor la 23 de ani. În paralel am lucrat și în presă. Țin minte că mergeam dimineața la 7 la Aeroclubul Clinceni. Am început să zbor pe un IR-46, este un avion micuț, light pentru două persoane și foarte util pentru cei care sunt la început de drum în această carieră. Iar apoi mergeam, făceam interviuri pe teren și seara mergeam acasă, unde începeam să învăț pentru a doua zi când mergeam iarăși la zbor. Dar care este titulatura ta exactă? Senior, first officer? Da, sunt copilot. Practic, okay. Toți avem licența de pilot, dar comandant ajunge atunci când ai un anumit număr de ore, o anumită experiență în domeniu. Eu acum am aproape 3500 de ore, sunt senior, după un anumit anumite ore de zbor, compania pentru care lucrezi te poate promova în funcție și îți dă gradul de senior. Avem, ca și senior, putem să mergem pe aeroporturile de categoria Charlie, sunt aeroporturi cu un grad dificil și pe aeroporturile respective doar comandantul aterizează, dar este asistat de un senior care îl ajută tot timpul pe parcursul zborului, la decolare, la aterizare. Și ai o apreciere? Cam câte sute de mii de pasageri ai transportat în... Să zic 500 de mii de pasageri. Zbor aproape de 5 ani, 3500 de ore și îmi place că la compania la care lucrez acum am foarte multe destinații. Destinații, tot timpul zburăm în locuri noi, avem... Tot timpul zburăm cu persoane noi, nu întâlnești un om de două ori. Și este foarte interesant, mai ales că sunt din România și tot timpul mă întreabă comandantul de unde e. Și zic, sunt din România. Și dacă sunt iubitor de fotbal, tot timpul mă întreabă, wow, ești din țara lui Gică Hagi și începem să vorbim de fotbal, exact ce îmi place mie. Da. Dar am observat că majoritatea sunt fani Fenerbahce și doar așa câțiva sunt fani Galatasaray, unde a fost Gică Hagi pe vremuri. Am înțeles. În România nu ai cum să scapi de întrebarea asta. Cam cât a costat să ajungi la... E destul de costisitor. De la zero și până la avea în mână teoretic certificatul care îți dă posibilitatea să te poți face pilot, pentru că în clipa în care tu ai un certificat după 2-3 ani de școală, nu poți să te duci mâine la o companie aeriană să bați la ușă, bună ziua, am venit. Nu, trebuie să mai faci încă o școală suplimentare pentru avionul de zbor pe care ți-l dorești. Boeing 737 este avionul pe care zbor eu, sau Airbus 320, un alt avion pe care tinerii cadeți și-l pot dori.
un cost în România de la zero, să zic, și până când ai certificatul mână, undeva la 50.000 de euro. Dar acum, în prezent, dacă tu sau copiii tăi vor să facă piloți mâine, există posibilitatea să dai un concurs la companiile aeriene care au un contract cu anumite școli de aviație și dai un concurs riguros, dar de la început semnezi un contract, plătești 20-30% din costul total al școlii, iar la final ai posibilitatea să lucrezi în cadrul companiei și în fiecare lună eșalonat, exact ca la bancă, ți se ia o anumită sumă de bani. Dar pe vremuri, când am terminat eu acum 6-7 ani, nu era această posibilitate, trebuia să plătești toți banii, plăteai rata la bancă, mai greu. Sumă frumoșică ai avut de investit, dar tu ești, de fapt, singura româncă, singurul pilot de altă etnie din această companie? Cum suntem, în clipa de față, din 5.000 de piloți, suntem 500 de fete, care suntem apreciate, suntem respectate, tot timpul suntem încurajate. 100 de fete sunt comandant, iar din cele 500 de fete sunt singura de la Boeing 737 din altă țară. Practic, la Boeing 737 sunt fete din Turcia, dar nu din România. Din România suntem în jur de 7-8 români. Colegii mei sunt bărbați și eu sunt singura fată, dar mă înțeleg foarte bine cu toată lumea. Suntem așa o gașcă unită, tot timpul ne ajutăm între noi, mai ales că în pandemie, anul trecut, 8 luni, nu am putut să vin acasă și nici nu puteam să ieșim din casă, dar fiecare. Astăzi găteam eu ceva, le duceam colegilor mei sau făceam așa, să zic, un picnic, știi? Da, activat și activezi acum în două meserii dedicate majoritar bărbaților. Ai întâlnit, în presa sportivă, cu siguranță, ai întâlnit situații de misoginism, dar ca pilot au fost situații când bărbații te-au tratat ca puțin superior? Sau, în general, comandanții cu care zbor în prezent sunt foști militari cu o anumită pregătire și poate chiar dacă ar avea în minte de a fi un pic misogin, nu ți arată și încearcă să te faci să te simți comod, mai ales că ești într-o țară străină și majoritatea comandanților turci au copii în alte țări, la facultate, la liceu și tot timpul nu am avut probleme. Deci ca pilot ai fost mai bine respectată, mai mult respectată decât ca jurnalist sportiv. Și în presa sportivă a fost foarte frumos. Știi foarte bine că fiecare om este cu toanele lui. Nu poți să te duci la un meci, mai ales dacă după un meci fotbalistul a și pierdut, normal că la sfârșitul meciului nu mai are starea necesară de a sta de vorbă, să zic, cu reporterul și de a-ți povesti o jumătate de oră, o oră, exact cât ai tu nevoie să poți să tai și să faci un interviu, să fie plăcut pentru publicul care urmărește la televizor. Dar anual, cum sunt vizite medicale? Că e o meserie totuși solicitantă, din punct de vedere fizic, din punct de vedere psihic. Ești la una din cele mai de top companii la nivel internațional. Dă-ne câteva detalii ce presupune aceste teste. Da, facem vizita medicală în fiecare an. Avem o primă vizită medicală în clipa în care intri în școala de aviație, o vizită riguroasă pe care noi o continuăm anual, în fiecare an, când expiră vizita, înainte să expire vizita medicală, mergem să facem aceste teste. Eu le fac în România, la Spitalul Militar, durează undeva la, să zic, 8 ore, în care faci tot felul de probe. Mergi la un examen psihologic, faci un EKG, îți verifică sângele, să nu cumva să ai o anemie, îți verifică corpul. Ce înseamnă un examen medical complet? În Turcia este mult mai complex, pentru că îți face și un RMN, un CT, ca să se asigure că nu ai nimic nici la plămâni, tot corpul este perfect pentru zbor. Dar la inițial facem și barocameră și giroscaun. Toți cei care vor să se facă pilot și merg la Spitalul Militar au parte de aceste probe, fără de care nu poți să fii pilot. Și tot timpul eu una încerc să țin o dietă echilibrată, fac și sport. În Turcia mergeam la golf și la tenis și încerc să am așa, să fac mișcare, să mănânc sănătos. Și pentru că este foarte important când mergi la vizita medicală, dacă ai o problemă, dacă ai o anemie, în vizita medicală, pe certificatul medical îți poate trece. Veniți peste 2 luni. Poți să zbori în cele 2 luni, dar peste 2 luni trebuie să mergi din nou să faci vizita medicală. Și mai bine previi și te duci sănătos în clipa în care faci aceste teste. Dacă poți, dă-ne din casă, că e destul de solicitant. Ai anumite superstiții, ritualuri înainte de a
merge în cursă? În general, dacă am cursa noaptea, îmi place foarte mult să zbor noaptea, mi-acord mai mult timp pentru pregătirea cursei, cu 2-3 ore înainte. Noi avem posibilitatea pe tabletă să putem să vedem planul de zbor și, în general, când zbor foarte mult în Africa sau pe aeroporturi, cum spuneam puțin mai devreme, cu un grad ridicat de dificultate, mă documentez mai mult. Mă uit pe vreme, mă uit pe formațiunii care pot să apară pe rută, mă uit să văd ce spune harta, apropierea, să văd cum este pista. Citesc foarte, foarte mult, dar nu am așa o superstiție. În general, dacă am cursa dimineață, nu prea mai mănânc. Plec așa direct la cursă, mă trezesc cu, eu știu, o jumătate de oră, mă îmbrac foarte repede, mă pregătesc și plec. Dar când am curse de noapte, acord o importanță mai mare cursei decât dimineața. Dar peripeții la aterizare, ai avut un aeroport anume, mai un grad de dificultate mai ridicat? În general zbor pe tot felul de aeroporturi, exact cum spuneam. Merg pe aeroportul de categoria Charlie și pot așa să-ți dau câteva exemple. De exemplu, în Mogadishu, în Somalia, efectiv pista are undeva sub 1928 de metri, este o pistă foarte scurtă, efectiv este pista de beton, nu ai comunicații cu cei de acolo, este la mica înțelegere cu cei care vin la aterizare, dacă sunt aeronave în zonă, trebuie să discuți cu alt pilot din alt avion ca să decizi cine aterizează primul, nu există radar în zonă, nu există facilități de navigație care să ajute piloții și, în general, tot timpul în zona respectivă sunt foarte multe furtuni, iar dacă pilotul nu poate să aterizeze, există sunt factori care nu îți pot permite aterizarea și trebuie să ratezi, să te mai întorci, să mai vii o dată, trebuie să avem foarte mare grijă să nu treci pe deasupra pistei. Au fost avioane în care s-a tras, este trecut și informarea aeroportului, niciodată să nu treci peste moschea albastră din zona respectivă sau peste oraș. Sau, de exemplu, în Sierra Leone, tot timpul, în perioada aceasta, martie, iunie, sunt când vii la aterizare, poți să întâlnești furtuni de nisip sau ca o perdea de apă. În clipa când vii la aterizare, deja la, să zic, 100 de metri, tu nu mai vezi nimic în fața geamului și trebuie să uiți pe radio altimetru ca să poți să aterizezi și de multe ori ratăm și mai ne întoarcem o dată. Sau am mai zburat în Afganistan, tot la fel acolo nu aterizez decât cu permisiunea armatei americane, însoțit de două elicoptere stânga-dreapta, ei ne soțesc și același lucru este și la decolare. Sau pot să-ți mai spun despre Mongolia, la Ulan Bator, unde tot timpul echipajul trebuie să aibă grijă, pentru că este o zonă muntoasă. Practic asta prevede aeroportul de categoria Charlie. Zburăm în zona aeroportului, sunt munți, sunt clădiri, pista este scurtă în general și nu ai foarte multe facilități care să ajute pilotul, ca să înțeleagă toată lumea. Acolo sunt temperaturi iarna, în clipa în care ai coborât să verifici avionul, pentru că tot timpul trebuie să verificăm avionul, sunt temperaturi de minus 45, minus 50 de grade. Simți că ți îngheață sufletul sau simți așa pe nas cu puțin, ca și cum ai avea gheață, știi, și simți nasul înghețat, nu mai poți să respiri. Mai ales acum cum coborâm, știi, și cu mască și din cauza pandemiei și acolo tot timpul trebuie să avem grijă să întrebăm personalul care ne aduce hârtiile la avion, cât este temperatura combustibilului, pentru că la Boeing 737 temperatura minimă trebuie să fie de minus 43 de grade. Asta e tipul de aeronavă pe care Boeing 737? Da, pentru că au fost cazuri în anul, m-am documentat și am văzut că în anul 2008 o aeronavă British Airlines, care un 777, care venea din China și temperatura a fost foarte scăzut acolo, temperaturile foarte scăzute, undeva la minus 45 de grade. Combustibilul a înghețat și în clipa când au ajuns la Londra, motoarele s-au oprit și nu au aterizat pe pistă, au aterizat înainte de pistă. Am văzut că a fost doar un singur rănit, 46 de oameni care au ajuns la spital, dar sunt și situații de genul acesta și tot timpul trebuie să fim precauți și să prevedem să nu se întâmple, să zic, o tragedie. Dar legat de situații mai delicate, ai avut să ședeze motorul sau pasageri care au avut probleme de sănătate, ai întâmpinat situații de genul acesta? Am fost un pilot norocos. Țin minte că în primele zboruri, când am terminat Academia de Aviație și m-am apucat de type rating-ul de Boeing 737, că exact cum îmi spuneam,
cadetul sau studentul iese din școala de aviație, dar tu când ieși din școala de aviație trebuie să mai faci 200 de ore de pregătire, trebuie să faci un curs teoretic ca să poți să zbori pe aeronava pe care ți-o dorești. Ca să zic așa, alți bani cheltuiți undeva la 26.000 de euro este cel mai ieftin ca să poți să ai acest brevet care să-ți permită să fii copilot. Pe primele curse ținte că am avut un deces, un pasager a murit pe scara avionului, nu știu exact ce s-a întâmplat, iar acum 2 ani am avut o pasager care a avut o operație de micșorare de stomac, dar nimeni de la spitalul unde s-a operat nu i-a spus: doamnă, nu aveți voie să vă urcați mâine în avion, și am înțeles că ea pleznit la stomac, nu mă pricep că nu sunt medic, dar a trebuit să aterizăm, să deviem de la ruta noastră și am aterizat în altă parte ca să putem să salvăm viața pasagerei. Am înțeles între timp că au reușit să o stabilizeze acolo la spital, comandantul a făcut toate eforturile ca să o poată salva și o singură dată am avut o problemă că, și cum e mașinăria, e mașinărie, totuși este avion, piloții fac tot ce pot ca să ducă pasagerii în siguranță, dar trebuie să luăm în calcul că mai există și factorul să se strice. Bine, avioanele sunt foarte bine întreținute, avem o întreagă echipă de tehnici, de ingineri care se ocupă de aceste avioane și pentru că anul trecut în pandemie majoritatea avioanelor, nu numai la compania pentru care lucrez, dar și la alte companii, au stat foarte mult la sol, au descoperit o fisură la motorul drept, în camera de ardere, și eram undeva la Dalaman, eu zburam și după câteva secunde când am turat motoarele, pe înțelesul tuturor, s-a oprit motorul drept și a trebuit să întrerupem decolarea, nimeni nu a pățit nimic, dar apoi am mers cu avionul în stand, am debarcat pasagerii și când ne-au adus alt avion, am mers cu minus 30 de pasageri mai puțin, au preferat să meargă cu autobuzul, n-au mai vrut să vină cu noi, probabil s-au speriat foarte tare, dar a fost o experiență. Noi ne pregătim foarte mult în simulatoare, facem 2 simulatoare pe an, dar una este simulatorul și una este viața reală. Alte situații nu am avut, am fost un pilot norocos. Am trecut prin furtuni de nisip, dar nu s-a întâmplat absolut nimic. În general, în Africa, pe aeroportul de care îți menționam, sunt furtuni de nisip, în general în nordul Africii, și tot timpul trebuie să avem grijă, pentru că furtuna de nisip poate să oprească motoarele. Dar tot felul de furtuni, exact cum îți spuneam, în Sierra Leone, dintr-o dată nu mai vezi absolut nimic. Și tot felul de fenomene meteorologice cu care ne întâlnim pe rută. Nu... Apropo de fenomene meteorologice, uite, tot transmite mesaje Ileana cu Rubi ca ei alegeri potrivite. Cum se văd din cabina de pilotaj? Stelele căzătoare, Ileana? Da, uite că în tren am avut ocazia să merg și în cabina acolo cu șeful, dar în avion nu am avut încă ocazia. În schimb, am avut plăcerea să lucrez în terapie cu cineva care este tot de sex feminin și tot pilot la o companie alta decât cea la care este invitata noastră. Și chiar mă întrebam mai devreme cum se face că, uite, acești oameni sunt atât de frumoși, atât la interior cât și la exterior. Aveți acolo un criteriu, cred că, la angajare, pentru că toți care sunt piloți, copiloți, stewardese, nu mai spun, sunt niște oameni extraordinar de frumoși și de plin de viață, vesel și plin de energie. Cred că știe mult să ai acolo sus, ai nevoie, dacă nu avem împământare, e nevoie să ne compenseze cineva această stare de bine și oamenii aceștia ai aerului o fac cu vârf și îndesat. Da, cred că se vede mult mai frumos de la nivelul acela în tău, tot ceea ce înseamnă astre și stele, mai ales noaptea, dacă atunci le putem vizualiza și aflându-te mai aproape, poate că, nu știu, le percep poate și mai bine ca stare. Știi, pe vremuri oamenii se ghidau după stele. Acum avem aparatură performantă, nu mai este nevoie să punem compasul și să ne uităm acolo, dar ne bazăm pe voi, pe pilotul automat, dar și pe maestria oamenilor care, cum ai și spus, fac față cu brio unor evenimente care, vrei, nu vrei, apar din când în când. Știi, accidentele cu avionul sunt foarte rare, dar oamenii se sperie, cum ai povestit și tu, frica e mai mare.
Drept dovadă, de fapt, poate știți, poate nu, dar ne naștem doar cu două frici. Frica de a cădea de la înălțime și frica de zgomote puternice. Deci bănuiesc că tu ai vrut să o vinzi musai pe asta cu înălțimea și ai trecut repede la capitolul de zbor și pe drum și pe alții în direcția asta. În perioada asta chiar, uite, avem ca tematică generală acțiunea pentru că astfel Marte, pe care poate că tu îl vezi mai bine pe cer acolo, ești mai aproape de el, ne stimulează să trecem mai mult la acțiune în toate domeniile vieții noastre. Dar este un astfel care te îndeamnă la acțiune, dar într-un mod, cum să spun, mai plân, mai tipzuit. Și de ce spun asta? Pentru că de mâine se suprapune o altă temă a altruismului și a generozității. Deci putem să dăruim altruist, fiind generoși, dar așa din inimă, nu pe interes. Pentru că astrele ne văd acolo sus și știți cum e, recompensa este pe măsură. Tuturor vă doresc să aveți zboruri plăcute, uite, piloți, cum avem aici invitați și poate că ceea ce auzisem și eu sau știm cu toții, erau discuțiile de pe vremuri, că fetele nu sunt bine văzute în meserii unde mai mult primau bărbații. Acest concept s-a schimbat și, cum ai spus și tu, fetele sunt chiar foarte bine văzute în domeniul vostru. Sunt un sprijin de nădejde pentru partea masculină și sunt convinsă că peste ceva ani, nu știu dacă egalăm numărul băieților acolo la partea de pilotaj, dar cu siguranță că o să fiți mult mai multe fete. Așa că mult succes în continuare și așteptăm informații și peripeții pozitive pe care o să le ai de acum încolo. Mulțumesc frumos! Mulțumim, Ileana! Dar, apropo, care te-a impresionat cel mai mult? Ce ai văzut? Stele căzătoare, tornade, de pe geamul din cabina de pilotaj? Da, de la noi, de la 10.000 de metri, suntem foarte norocoși. Tot timpul vedem peisaje pe care tu de la balcon nu poți să le vezi sau de pe o clădire. Sunt peisaje frumoase, tot timpul putem să vedem răsăritul, apusul, fenomene meteorologice. Am văzut sateliți în Bishkek, în Mongolia, am văzut într-adevăr stele căzătoare și câteodată noaptea când sunt foarte multe curse și timpul ne permite, cu aplicația de pe telefon, Skyview, poți să... Să pui așa, să vezi cu, să zic, undeva la un minut și după un minut îți scanează și poți să te uiți și cu informații pe telefon, poți să vezi detalii despre. Și dacă am un comandant foarte pasionat, să zic, de astronomie și ține și cursa 8-9 ore, avem ce să discutăm toată noaptea. Și pe urmă ne uităm și în dreapta, să vedem și mai acolo, să vedem și în stânga, da, vedem și stele căzătoare, cum mă întrebai de superstiții câteodată. Dacă vede comandantul, uite o stea căzătoare, hai să ne punem o dorință. Sau văd eu, uite o stea căzătoare, hai să ne punem o dorință. Și la tu și tot tema asta cu dorința e, nu? De da, în cazul stea de căzătoare, că la noi sunt două, și moartea sau da, poți să spui o dorință. Da, și cum Ileana spunea de fete, sunt foarte multe fete și în România și comandanți și probabil dacă nu curând nu zburați cu Turkish Airlines și zburați cu aeronavele noastre din România, sunt foarte multe fete și comandanți și copilot și puteți să aveți toată încrederea că sunt foarte bine pregătite. Și în special piloții români sunt foarte bine pregătiți și în această meserie tot timpul ești conectat, înveți tot timpul, mergi la simulator, ne pregătim, suntem la curent tot timpul cu tot ce apare nou. Ce nu știu telespectatorii, pe lângă ceea ce am vorbit până acum, e că tu ai și alte calități de, pe latura de, pe lângă tehnologie, pe latura de coaching. Și recent ai lansat o carte psihologică în format e-book pentru studenții care vor să acceadă către această meserie. Detaliază-ne despre ce este vorba. Da, este o carte care pe cei care vor să se apuce acum de aviație îi ajută foarte mult. Am câteva capitole pe partea psihologică. Când mergi la un interviu de angajare, durează am o săptămână să poți să treci toate problemele și în general sunt 20 de candidați pe un loc. Cei care țin interviu
pun un accent foarte mare pe partea psihologică, aici însemnând body language, există o probă care se numește grup exercise, exact cum stăm noi de vorbă, suntem mai mulți într-o sală și un instructor îți adresează anumite întrebări. Când am fost eu acum 3 ani la Turkish Airlines, de exemplu, ne-au întrebat cum ați percepe dumneavoastră dacă în cabina de pilotaj ar fi 2 roboți, v-ați urca în avion, cum vedeți evoluția dronelor, descrieți un incident și un accident din lumea aviației și tu notezi pe o hârtie și apoi faci schimb și tot timpul trebuie să-l încurajezi pe cel de lângă tine, pentru că în meseria asta se bazează foarte mult pe comunicare, să lucrezi în echipă, să fii un lider, tot timpul există un mix acesta în cabină, să facem totul împreună și am pus aceste elemente și de resurse umane, exact ce te-ar întreba cei de la resurse umane, cu întrebări și răspunsuri, cu exerciții de grup exercise, cu întrebări tehnice, pentru că trebuie să treci de un interviu tehnic, am undeva la 250 de întrebări tehnice, la care m-au ajutat foarte mult colegii mei din companie, instructori, am feedback-uri și de la alte companii din top 10 din lume, întrebări pe care acești oameni le pun elevilor la întrebările de angajare, cei care vor să facă aviator le pot găsi în cartea mea și de asemenea am mai multe capitole, cum arată flight management, cum ne facem noi managementul cursei, cum se face un briefing, când întrerupem decolarea, ce situații, cu poze exact, cum vezi aparatura, la ce să te uiți, rapid depressurization, sunt zone muntoase în care dacă tu ai o problemă cu partea de presurizare, trebuie să cobori cu avionul pe anumite nivele, pentru că ai zonă muntoasă și ai anumite minute, la un anumit nivel stai anumite minute, și tot la fel, cobor, să zic așa, în trepte. Și am foarte multe informații în această carte. De asemenea, am mai făcut un capitol despre CRM, fatigue management și despre healthy body, ce trebuie să știi atunci când te urci în avion, tot ce ține de sănătate, de managementul CRM-ului, comunicarea în cockpit, incapacitare, ce trebuie să faci atunci când apare incapacitarea și cum previi acest lucru. Doamne, admirabil ce mult ai evoluat față de... Adică ai ajuns într-o fază de înțelepciune, de maturitate, dar și în fața să dăruiești, să oferi ceea ce celorlalți. Ai lansat de asemenea o aplicație psihologică pentru piloți, pentru controlorii de trafic, înțeleg. Sunt pentru piloți și cei care vor să facă control de trafic. Acum este în faza de teste. Echipa cu care lucrez testează pe site, aviationjourney.com, este site-ul. Acolo pot juca acest joc. Este un joc care ține aproape 6 undeva la 10 minute. Când merg la un interviu de angajare, acum cum este pandemia, cei care participă primesc un cod pe adresa de e-mail, deschizi acel cod și tu ai o aplicație psihologică cu întrebări despre psihologie, CRM, personalitate și de asemenea ai și un joc, la modul te joci cu un joystick acasă și în clipa în care tu te joci, asculți în căști o conversație între turnul de control și pilot și tot în același timp, practic ai 3 elemente, trebuie să răspunzi la niște probleme de matematică, fizică în 10 secunde. Acestea se dădeau și pe vremuri la spitalul militar când vrei să intri ca să poți să iei certificatul și apoi să plătești școala de aviație. Acum se dau, observ la interviul de angajare și la câteva spitale de militare din întreaga lume. În Turcia, de exemplu, se dă și astfel și un astfel de test. Ține de concentrare. Dacă te antrenezi. Eu, înainte să merg în Turcia, am făcut foarte mult meditație, am fost la cursuri, pentru că dacă nu ești antrenat, oricât de bun ai fi, nu poți să treci. Cum spuneam, sunt 20 pe un loc și dacă vrei să fii cel mai bun, te antrenezi, citești manualele, dar tot timpul ai nevoie și de un om care să te îndrume. Pot să spun că am avut niște instructori minunați pe vremuri și când am zburat la Blue Air aici în România, m-am învățat foarte multe lucruri pe care le știu acum. Tot la fel m-au instruit la simulator și am făcut meditații tot la fel cu Mihaela Stroi, este coaching, trainer, are 2 cărți scrise la noi în țară, este o femeie minunată care mi-a explicat foarte mult pe partea psihologică exact ce ar trebui să spui atunci când te duci la interviul de angajare, pentru că tu în fața ta ai specialiști care sunt medici, psihologi și care te analizează atent, se uită la mâna ta, la picioare, la față, cum gesticulezi și notează. Notează lucrul, interpretarea gesturilor, dar și poate tu faci un gest involuntar și ei îl trec acolo. Și despre mine acum ce poți să interpretezi?
te concentrezi pe emisiune. Nu, lucrurile acestea se fac pentru că în anii precedenți la companii mari din întreaga lume au descoperit piloți care aveau licențe false luate în Vietnam sau în China și nu au fost niciodată comandanți, dar ei aveau o licență practic de zbor și au trecut așa toate problemele psihologice. Iar acum totul se dă foarte riguros, la modul când te duci la o companie, îți ceri un feedback de la cealaltă companie la care ai zburat, trebuie să aduci și carnetul de zbor, să vadă orele pe care le-ai zburat, recomandări, foarte multe recomandări, dai tot felul de teste pentru a preveni acest lucru, ce spuneam puțin mai devreme. Extrem de captivant. Sunt accesate preponderent de studenți din România, de piloți din România, sau sunt și din alte țări, cu e-book-ul tău, cartea, cursurile, jocurile? Da, în general, eu am foarte mulți colegi în Turcia, care sunt din Iran, din Australia, din America și... Sunt nevoit să te întrerup, luăm o scurtă pauză, sigur, vom reveni. Se învârte, mușcă peste tot, face ceea ce face, îți dai seama că te uiți în jur și spui ceva nu merge, ceva nu e în regulă. La noi, autoritățile arată cu degetul spre populație. Acest trend amenințător are și rolul de a speria lumea. Cum să avem o postură mai corectă, ca de exemplu așa. Ce să facem să nu ne mai doară spatele? Nu am văzut om căruia să-i se potrivească mai bine emblema cu nu există, nu se poate. Ne face bine și nouă, pentru că avem o energie debordantă, le face bine și celor ce ne însoțesc pe acest drum al vieții. Când și de ce este bine să apelăm la un nutriționist? Aromaterapia este pe buzele tuturor. Cum și când ai descoperit înclinația către spiritualitate? Că fiecare trăim cu conștiința noastră. Vom încerca să analizăm perspectivele, oportunitățile și amenințările pe care România le are din perspectivă comercială și din perspectivă tehnologică. Urmăriți actualitatea politică la Canal 33. Cele mai mari două puteri ale lumii vor fi, știi cine, nu? China și Germania. Problema Franței și germanilor actuale nu este Rusia, ci este Turcia. Te-am admirat, ți-am admirat ochii, ți-am admirat ținutele, te-am iubit fără să te cunosc. Femeia este ca o pisică. După o pisică nu te duci să alergi. Ai oglinda, te-ai spălat pe mâini și îți pui tu fondul de ten și zici că nu-i mare brânză. Dacă nu se poate să existe cumva o baghetă magică să ne atingă și să intrăm într-o stare de bine perpetuă de-a dreptul paradisiacă. Ce-ți poate influența ție lumea? Lumea îți poate influența ție sentimentele. Viitorul, iată că vine, a venit mult mai repede decât preconizam. În această seară am să vă prezint și o afacere și o doamnă. Despre vulnerabilități și tipare de comportament în relațiile interumane. Pentru mine dezvoltarea personală este un model educațional, este un model de autocunoaștere. V-ați fi gândit că bucuria este o practică, este un obicei? Și sunt puțini oameni care au acea expresie a unei vieți interioare fericite. A ieșit cartea Horoscopul pe 2021.
Am revenit, o avem pe, alături pe singura româncă pilot din aviația lui Erdogan. Betty, spune-ne pandemia, cât de rău a afectat acest domeniu? În clipa de față, oamenii nu prea mai circulă cu avionul, sunt speriați și la nivel internațional sunt peste 30.000 de piloți care au rămas fie ori fără joburi sau sunt în șomaj sau sunt în fără plată. Și noi, la compania pentru care lucrez, suntem aproape 400-500 de piloți și suntem în aceeași situație, suntem în fără plată și așteptăm acum deciziile din partea guvernului să vedem ce se va întâmpla. În Turcia sunt probleme din cauza vaccinului, pentru că ei au început cu vaccinul chinezesc și de câteva săptămâni am înțeles că au oprit vaccinul chinezesc și au început Pfizer pentru a intra în rând cu Europa, dar sunt foarte, foarte multe cazuri la ora actuală și există un lockdown, adică undeva după ora 7, din ce mi-au spus colegii care au rămas la Istanbul, nu mai poți să ieși pe stradă, exact cum este și aici, în anumite zone din Ilfov sau cum este în București, vinerea, sâmbătă și duminica, nu mai poți să ieși pe stradă, dar la ei totul este foarte riguros, la modul dacă ai ieși pe stradă și ai, cum ar fi la noi, declarația și nu te duci acolo, deci ei chiar se interesează dacă ai zis că te duci la dentist, unde este dentistul și merge după tine, adică sunt oameni care patrulează pe stradă și dacă nu ești foarte atent și nu ai un motiv bine întemeiat, poți să ai mari probleme, adică poți să fii și arestat. Am văzut acum o săptămână, două, un tânăr pe care l-au alergat pe toate străzile ca să-l prindă pentru că avea o declarație, în declarație scrisese ceva, altul era motivul și în Turcia tot timpul se merge pe respect și încredere. Dar voi stați, nu știu, de ordinul orelor în fotoliu, în scaunul de pilot. Întâlniți situații în care aveți nevoie de fizioterapie, de kinetoterapie, după atât, vi se pun la dispoziție aceste programe de recuperare? Avem o asigurare specială la unul dintre cele mai bune spitale din Turcia, la Acibadem, și acolo mergem tot timpul și facem recuperare, avem reduceri și sunt specialiștii foarte buni care ne ajută tot timpul. Într-adevăr, că după ce stai 10 ore, am stat și 11 ore în scaun, încep să ai probleme cu coloana. 10-11 ore aia dura și... Da, da, dar avem voie pentru nevoile fiziologice să ieșim, să ne dezmorțim picioarele, mâinile, poți să stai în cabină, există un loc, al treilea loc, unde poți să te ridici în picioare, să faci câteva mișcări. Sunt câteva mișcări cu rotit de cap sau de trunchi sau de... pe care putem să le facem în avion, să-ți mai dezmorțești un pic așa, mâinile, picioarele. Pe urmă, când te dai, de exemplu, dacă în avion, după 7-8 ore, să zic că ți-ai dat jos, nu știu, ghetele sau pantofii, nu mai poți să... Este foarte greu, pentru că ți se umflă piciorul și foarte greu pe urmă te încalți. Dar ne recuperăm la piscină, ți-am zis să facem sport sau mișcare și... Încercăm să ne păstrăm o dietă echilibrată pentru a face față cu brio tuturor situațiilor cu care ne confruntăm. Da, aveți programe de recuperare, de mental coaching, mai ales în această perioadă de pandemie. Au fost probabil situații de anxietate, de depresie. Vi se pun la dispoziție, le accesați? Noi, eu nu am avut nevoie, pentru că mă știi foarte bine că sunt o persoană activă, am în clipa de față, am și câțiva studenți cadeți pe care îi pregătesc, fac meditații cu ei prin Zoom, din afara țării, din Israel, sunt tineri care vor să se facă piloți și au nedumeriri la navigație, la meteorologie. Mă întreabă cum se face un CV perfect pentru ei sau ce trebuie să spună la resursele umane și discutăm pe fiecare temă în parte sau le dau informații despre body language, ce am învățat și eu la cursurile la care am fost și câteva secrete așa pe care le am de la instructorii mei și de la prietenii mei. Dacă, de exemplu, nu știu ceva să-i spun, îi zic, uite, vorbim mâine, îmi întreb prietenii care sunt instructori și apoi îi dau răspunsul. Dar, după cum spuneam, pe site-ul pe care l-am, am și un blog și tot timpul fac interviuri cu specialiști și de curând am făcut interviu cu o doamnă specialist, psiholog din Turcia și îi spunea că nu există săptămână să nu
aibă 2-3 piloți sau personal navigant care să vină și să discute despre această pandemie. În general, în Turcia au crescut, să zic așa, numărul divorțurilor. Sunt foarte mulți oameni care au stat foarte mult împreună în această perioadă, dar... În țară musulmană s-a întâmplat și la ei. S-a întâmplat și la ei. Numai că fiind țară musulmană este exact ca la catolici, durează foarte mult divorțul. Dacă, de exemplu, soția nu îți dă divorțul, poți să stai și 2, 3, 4 ani. Bună treabă! Nu este ca la România, ca în România, la mica înțelegere, totul se rezolvă în câteva ore. Nu, în general, în această țară... Trebuie să le înveți așa mentalitatea. Mi-a fost foarte greu la început, dar ușor, ușor ți-am zis că mi-am făcut foarte mulți prieteni și m-au ajutat să mă integrez, iar mai ales când le zic că sunt din România, toată lumea, Gică Hagi, Gică Popescu, toată lumea știe de românii noștri faimoși din sport. Și Iosif Rotariu, care l-am avut în emisiune aici, a fost capitanul Galatei, avem câțiva români. Și Bogdan Stancu, care a fost la Galatasaray. Da, 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 acum și Modică, l-am amintit mai devreme. Dar ai avut situații în care se interacționeze, să afle numele pilotului și să fie pasager din România? Nu, în Turcia n-am avut, dar pe vremuri când zburam în România, l-am avut pe o cursă pe Ilenă Stase și pe vremuri știi că făceam foarte multe interviuri și tot îi spuneam că, uitați, o să mă fac școala de aviație și tot timpul mă încuraja și îmi zicea, lasă că tu o să termini, o să fie bine, mergi pe drumul tău, învață și o să vezi că o să ajungi așa puternică cum am fost eu și îți minte că am avut o cursă și dânsul auzit numele, când domnul comandant mi-a menționat și numele și țin minte că i-a spus șefei de cabină, aș vrea să o văd pe Beatrice și m-a felicitat. Este un om extraordinar tot timpul. Când ne vedem undeva, mă salută. Dar. De la numărul 1 mondial, celebru Nasti, foarte, foarte frumos. Dar situații critice de pelători panicați care să se țină cu mâna de scaun, ce faceți în situațiile astea? Au mai fost situații de astfel de pasageri, dar personalul navigant este întotdeauna la bord pentru a le asigura primul ajutor. Au fost pasageri care poate au făcut o cădere de calciu și șefa de cabină le-a dat un calciu sau un pahar cu apă, un pahar cu suc și s-au liniștit. Important este în astfel de situații să explici omului, pentru că poate sunt oameni panicați din cauza turbulențelor sau au văzut un fulger pe geam sau s-a zgonuit mai tare avionul și dacă știi cum să le explici personalul navigant la compania la care lucrez, noi facem și astfel de cursuri, cum să le explici pasagerilor, ce trebuie să le spui și îi liniștești. Dacă îi spui o vorbă bună omului, îi dai și o pastilă, îl calmezi. Dacă empatizezi cu el, o chestie da, da, dacă râzi puțin, faci o glumă, este important cum vorbești cu pasagerul. Tu ai calitățile astea și poate și din meseria de jurnalist le-ai dezvoltat. Uite, interviurile te-au ajutat pentru mai departe. Sigur, sigur. Și mai ales presa m-a ajutat foarte mult pentru că am învățat să interacționez, să comunic și exact cum spuneam, în avion tot timpul este important să comunici cu tot echipajul și atunci când suntem în cabină 9-10 ore, normal că nu poți să stai și să te uiți pe fereastră sau să verifici în permanență avionul. Logic, mai există și momentul în care interacționezi cu omul de lângă tine și comunicarea este foarte importantă la această etapă. La începutul emisiunii mi-ai enumerat o listă de maloata mețeala de destinații unde ai înfipt stegulețul, Afganistan, Mogadishu, cam câte țări ai așa o apreciere că ai vizitat? Să zic un 30 de țări, dar majoritatea în Africa și poate la început eram așa sceptică când am auzit că mă trimit în Africa și știam certificat cum au știi, animăluțele, cu pașaport, cu ștampile. Aici în imagine unde aterizezi? Aici a fost prima companie pentru care am zburat, Eritel în Italia și la Milano Malpensa am zburat și în cabină mai era cineva și mergeam pe vremea aceea cu cineva care avea grijă de securitatea. Nu exista cameră în cabină și cineva mai ne însoțea să dacă cineva bătea la ușă, să se uite pe vizor să vadă cine intră în cabină și deschidea doar acea persoană ușa. De asemenea, au rulat pe ecran o sumedenie de imagini deosebit de frumoase, cu crocodilul, cu broasca țestoasă. Care e cea mai dragă destinație unde ți-ar plăcea să
stai câteva zile? În Ouagadougou, în Africa, în Africa de Vest, sunt pozele cu crocodilul și cu țestoasa. Am fost însoțiți de un ghid de la hotel care în permanență a avut grijă de noi și în astfel de destinații tot timpul avem pază, până și în hotel sunt oameni înarmați care ne asigură paza. Și îmi place foarte mult atunci când am destinații în Libreville, îmi place foarte mult, sau în Zanzibar, mai ales vara, poți să te relaxezi, este așa o oază de liniște la Oceanul Indian și avem deplasări de 4, 5, 6 zile, poți să te relaxezi, merită după un zbor de 6-7 ore să poți sta liniștit la piscină, să citești o carte, să te relaxezi, să noți. Este interesant așa, câteva zile de liniște, să zic. Da, în principiu, după ce aterizezi în Ouagadougou, să zicem, e un termen până la următorul zbor? Depinde câte zile stai sau cum încă? Putem să avem un minim de 24 de ore pe care le petrecem și ne odihnim la hotel, pentru că este foarte important. În general, cursele le avem la 3-4 dimineața și pentru mine contează, în general dorm 6-7-8 ore înainte de cursă, încerc să dorm, nu avem voie să luăm pastile precum melatonină, pastile cu care ai putea să adormi în câteva secunde, dar încerc să mă relaxez, să mă odihnesc, să mănânc cum trebuie, ca să pot să am un somn odihnitor până la următoarea cursă. Minim 24 de ore, dar putem să stăm 2-3 zile, 4 zile, cel mai mult am stat 10 zile anul trecut în Libreville, dar acum cu pandemia este foarte greu că nu prea avem voie să părăsim perimetrul hotelului. Nu avem voie, le este teamă să nu cumva se întâmple ceva, să purtăm mască tot timpul, micul dejun lei în cameră. Sunt situații și situații, dar probabil la un moment dat o să trecem și peste această etapă și turiștii or să depășească momentul și vor merge în vacanță și noi o să avem pasageri și ne vom continua munca. Da, la mai devreme o imagine când erai unde? La Răzvan și Dani, nu? Da, am lucrat la Răzvan și Dani. Care ți-a fost cel mai drag moment din presa sportivă? Din presa sportivă îmi plăcea foarte mult când mergeam în afara țării și făceam interviuri exclusive. Am fost de foarte multe ori la Firenze, la Fiorentina, am făcut câteva interviuri cu Adrian Mutu. Țin minte că pe vremea respectivă domnul Giovanni Băbecali ne ajuta mereu să facem interviuri exclusive cu Adrian Mutu pentru Antena 1 și eram așa foarte entuziasmată. Wow, știi bine cum era în presa sportivă, că vrei tot timpul să ai exclusivitate și să ai material mai frumos decât rivalii de la altă televiziune și încercam tot timpul să adresez întrebări interesante, să mi se răspundă exact cum vor producătorii și să fie așa palpitant pentru cei care urmăresc reportajele de la știri. Da, perioada în care am lucrat pe sport a fost foarte interesantă. Apoi am mers pe zona mondenă, dar când lucram la Neața cu Răzvan și Dani, am încercat să fac reportaje din toate arile. Făceam și pe sport și pe social, am mers și cu jandarmii la munte, am coborât în rapel de pe stâncă, tot. De exemplu, aici eram la Antena 1 și am făcut un reportaj militar undeva la baza aeriană de la Bacău. Sunt situații și situații, dar momente de care spuneam că m-au ajutat foarte mult în... Da, evident, destinațiile atinse în pilotaj sunt mult mai numeroase decât cele... Am vizitat foarte multe... Deci, cel puțin 30 de țări, cum ai spus, iar în presa sportivă au fost... Câteva. Dar mai... Tot timpul ți-am zis că zburăm cu persoane noi, niciodată nu am nimerit un comandant de două ori, iar destinații tot timpul am destinații noi. În fiecare lună am cel puțin două destinații în Africa și este frumos așa să ai tot timpul o destinație pe care nu ai mai văzut-o. Iar oamenii din Africa sunt foarte... cum să zic eu așa, te ajută, sunt foarte primitori să-ți arate. În general mergem, dacă știi, târgurile acestea în care poți să găsești chilipiruri din astea făcute din lemn și toată lumea, ai la mine să-ți arăt ce am făcut eu aici, ce tablouri am, ce piese frumoase. Beti, mulțumim mult, deosebit de captivant, ne-ar face mare plăcere să te avem, dar nu în perioada de pandemie, să ne povestești despre cartea lansată, despre programul de aplicația ta psihologică. Ileana, mulțumim Betty. Și eu vă mulțumesc. Ne vedem miercurea viitoare la ora 18 la o nouă ediție a emisiunii Business Philosophy.